Salutare tuturor și bine ați venit! În clipul de astăzi o să vorbim despre un fierăstrău pendular de 18V de la DeWalt. Pentru sistemul de extracție a prafului, sunt o grămadă de manuale cu informații foarte utile pe care vă recomand să le citiți. Aici mai aveți un pliant care vă informează. Hai, salut! Ce faci, mă, acolo? Iar stai și tu îi spui tu toată ziua, nu faci nimic? La ce te uiți? Salut! Uitam la un clip de la Technitools, de la David, are un pendular acolo și mă gândeam că ce bine mi-a prinde și mie unul de ăsta cu acumulaturi. Păi cred că am nimerit la fix, că uite de ce am venit. Ți-am adus un produs să-i faci un clip, să-i faci niște probe, niște teste, ce vrei tu. Serios? Da, cum? Un pendular de la Makita, ți-l las aici și... Vezi tu cum te descurci cu el. Eu mă duc, am treabă, ne auzim după, da? Mamă, ce mișto e! Pă bune? Super! Foarte tare! Păi fac cum să... Bine, fac. Hai, te-am pupat, pa! Bine, mai că ne auzim mai târziu, te sun eu. Mersi frumos, pa! Dacă înscrieți pe site-ul DeWalt.ro seria uneltei pe care ați cumpărat-o, primiți un an suplimentar de garanție. Asta este un lucru minunat. Aici... Foarte tare. Bine v-am găsit sau regăsit la un nou video din introducerea pe care tocmai ați văzut-o. Cred că v-ați dat seama despre ce o să vorbim în acest video. Avem aici în cutie un fierăstrău pendular de la Makita cu acumulator de 18V, modelul DJV180Z. Z pentru că vine în pachet fără acumulatori și fără stație de încărcare, deci numai corpul exact așa cum îl vedeți și voi pe această cutie. Așa vine vândut în această cutie de carton. Avem și câteva detalii sumare trecute pe această cutie, nu foarte multe, dar o să vă dau eu cam toate datele tehnice care v-ar interesa legat de acest aparat. Haideți să vedem cum vine la pachet și ce conține acest set. O să dau cutia un pic mai într-o parte ca să facem loc pe masă. Un pliant de acest gen, cum am tot primit pe la alte scule pe care le-am cumpărat. Îmi plac că le studiez, văd și eu ce mai apare între timp. Două manuale, de fapt trei, cărticele cu ceva instrucțiuni, date tehnice, regulamente și așa mai departe. Avem o punguță din asta cu 6 lame, din câte îmi dau seama, pentru lemn tăiere rapidă, lemn tăiere mai fină și două sunt pentru metal. O să le vedem mai târziu. Mai avem un sistem din asta de aspirare a rumegușului ce rezultă de la tăiere. O să vedem și asta cum se montează imediat pe aparat. Și avem, bineînțeles, și fierăstrăul pendular DJV180Z. Nu pare să mai fie altceva în această cutie, așa că o să o punem aici undeva deoparte. Ca atare așa arată DJV180, un fierăstrău pendular de la Makita, cum am spus și mai devreme, funcționează cu acumulatori de 18V din gama LXT. Eu o să-l folosesc și cu acumulatorii de 3A și cu cel de 5A, este singurul pe care l-am de 5A de la Makita, primit la o promoție vara trecută, dar probabil că o să mai iau vreo 2 din ăștia de 5A, sunt foarte mulțumit de ei. Ca aspect așa, eu acum o să fiu, bineînțeles, foarte subiectiv. Îmi place foarte mult acest model, cum arată, spre deosebire de DJV182. Am avut posibilitatea să merg pe DJV182. Diferența de preț nu era foarte mare între aceste două modele când l-am primit pe acesta. Însă, sincer să fiu, nu mi-a plăcut modelul la DJV182. Știu că foarte mulți dintre voi merg pe ideea că nu sunt interesați de cum arată unealta respectivă, ci vor să beneficieze mai mult de caracteristicile tehnice și ce oferă. La mine e un pic invers. Eu trebuie să fiu mulțumit în primul rând de cum arată unealta mea, trebuie să-mi placă modelul, trebuie să-mi placă felul cum este lucrat și așa mai departe. Deci sunt detalii de natură estetică care mă interesează, pentru că ce fac eu se cheamă pasiune.
Eu nu am nevoie să am cea mai bună sculă de pe piață, eu am nevoie să am scula care îmi place mie. Ca atare am optat pentru DJV 180. Nu sunt foarte mulțumit în totalitate nici de acest model și o să vă arăt la sfârșitul clipului și de ce. Până atunci, haideți să vedem cum arată acest aparat și ce caracteristici are. Trebuie să vă spun că primul lucru care m-a impresionat este greutatea lui. Mi se pare foarte greu, spre deosebire de pendularul de la Bosch cu care am lucrat eu până acum. Are o greutate de 2,8 kg, nu specifică în carte dacă este cu tot cu acumulator. Eu cred că ar fi cu tot cu acumulator 2,8 kg. Un aparat destul de greu și prin greutatea pe care am constatat-o, nu știu, îmi dă cumva senzația că ar fi ceva destul de serios aici, calitativ, o groază de componente metalice. Vedeți că are și această talpă, pare a fi din magneziu cumva, plus alte componente pe aici metalice. Înăuntru iar la fel văd prin aceste fante că ar fi ceva metalic aici, deci toate aceste componente duc la greutatea mai sus menționată. Mânerul este aproape în întregime acoperit de cauciuc, deci o să stea foarte, foarte bine în mână la lucru și nu o să alunece sub nicio formă. Pentru schimbarea perilor trebuie să desfacem aceste căpăcele, este unul pe stânga și unul pe dreapta. Se desfac foarte ușor și o să putem să schimbăm cărbunii fără niciun fel de problemă atunci când o să fie nevoie. Un lucru care îmi place foarte, foarte mult la acest pendular este faptul că întrerupătorul se poate bloca. Avem aici acest buton și odată acționat înspre dreapta putem să blocăm întrerupătorul. Eu am avut probleme la Bosch-ul meu că nu se poate bloca întrerupătorul de niciun fel și de multe ori când îl apucam să-l transport undeva unde aveam nevoie și nu-l mai scoteam din priză, acesta se acționa accidental, puteam să mă tai sau să-mi rup hainele de pe mine. În schimb, la ăsta îmi place foarte mult faptul că se poate bloca și pot să-l transport fără niciun fel de problemă acolo unde am nevoie. Așa cum ați văzut și mai devreme, bateria intră exact aici în acest slot. Un lucru care îmi place foarte mult este că nu mișcă de nicio culoare în acest slot. De fapt, la niciuna din sculele Makita LXT pe care le-am nu mișcă și lucrul ăsta îmi place foarte mult. La talpă vedeți că are un fel de protecție aici din plastic care se poate detașa. Din câte am înțeles, asta se folosește pentru suprafețe fine, de exemplu cum am eu acest blat la masa de pe care vă vorbesc. Montăm această protecție din plastic și în momentul în care o să tăiem, aceasta o să protejeze cumva suprafața, să nu o zgâriem de la această talpă metalică. În schimb, dacă o să lucrați pe suprafețe mai dure, neșlefuite, nefinisate și nu aveți nevoie de această inserție, o puteți da jos. Probabil că așa o să fac și eu. La fel, aici are un căpăcel așa din plastic transparent. Asta este foarte bun atunci când tăiem ceva, un material mai fin, dorim să avem o linie, o tăietură cât mai fină, se montează acest căpăcel aici și asta o să mențină cumva linia de tăiere fără să mai rupă bucățele din marginea respectivă. De exemplu, la un blat de pal pentru mobilă sau ceva fin. De asemenea, sistemul de prindere al lamei îmi place foarte mult cum este gândit. Vedeți că are această protecție, să zic așa, din plastic transparent aici. Se dă foarte ușor în dreapta acest lucru, se eliberează acolo clema de prindere. Introducem pânza, pe urmă eliberăm această protecție și pânza este introdusă gata de lucru. Și la Bosch-ul pe care îl folosesc eu în mod curent are un sistem SDS, însă acolo se blochează foarte repede, de multe ori intră rumeguși acolo și nu îmi place pentru că trebuie să depun un efort foarte mare ca să trag acel mecanism în sus și să introduc pânza. La asta mi se pare un pic mai simplu, nu prea văd ce ar putea să se blocheze acolo. Aici pe partea stângă are posibilitatea de a regla pendulațiile. De exemplu, dacă vrem să tăiem, nu știu, o scândură și vrem să înaintăm mult mai repede, putem să selectăm de aici modul de pendulare.
Această rotulă de aici o să facă cumva, o să penduleze și o să ne ajute să tăiem un pic mai repede. Sincer să fiu, eu nu detectez pendulare acum în modul ăsta, dar poate că o să văd funcția asta în acțiune mult mai bine atunci când o să-l supun și în material. O altă caracteristică, bineînțeles, generală la probabil majoritatea pendularelor este faptul că talpa se poate înclina, deci puteți să efectuați tăieturi și la 45 de grade. Aici în spate are o cheie imbus cu care putem să modificăm unghiul de tăiere la talpă. Haideți să dau acumulatorul jos să nu ne accidentăm cumva din greșeală. Cu această cheie o să o introducem aici în acest șurub cu cap hexagonal și în felul ăsta o să putem să schimbăm unghiul talpei, să ne taie de exemplu la 45 de grade în partea dreaptă, la 45 de grade în partea stângă. Odată selectat unghiul de tăiere, o să strângeți la loc acest șurub și în felul ăsta o să puteți efectua tăieri la 45 de grade, foarte simplu. Iar la fel, un alt lucru care îmi place foarte, foarte mult la acest pendular, spre deosebire de mai vechiul meu Bosch, pentru că tot fac comparație cu el, este faptul că are pornirea controlată din întrerupător. De exemplu, la Bosch-ul meu, dacă apăs întrerupătorul, acesta o să pornească imediat la viteză maximă, fără niciun pic de reglaj. În schimb aici, în funcție de cât de tare acționez întrerupătorul, pendulul o să plece din ce în ce mai repede. Până la viteza maximă de 2600 de pendulații pe minut. Îmi place foarte mult lucrul ăsta pentru că de multe ori tăiam lambriu cu pendularul meu de la Bosch și trasam linia când vreau să tai. Exact atunci îmi fugea lama de pe linie și tăiam un pic pe lângă, datorită faptului că pornește din prima. În schimb, cu ăsta sper să controlez mult mai bine tăierile și să nu mai am acele deviații de la linie. Cam astea ar fi funcțiile pe care le oferă acest pendular. Haideți să vă dau și câteva date tehnice despre el. Poate tăia în lemn cu o adâncime maximă, să zicem așa, de 135 de mm. De asemenea, putem debita fier cu grosime maximă de 10 mm. Tot în manual scrie că pendulul are o adâncime de 26 de mm, dar acum mie mi s-a părut că ar fi un pic mai mult de 26 de mm, dar dacă așa scrie, atunci atâta este. 2600 de pendulații pe minut, cum vă spuneam și mai devreme. 257 de mm ar avea per total lungimea acest aparat. Greutatea v-am dat-o, este de 2,8 kg. Motor cu pericolectoare, astea vi le-am mai spus și mai devreme, cam astea ar fi datele despre acest pendular. Nu o să fac teste în acest video, nu vreau să lungesc foarte mult și sări să vă plictisesc, o să pregătesc de fapt un clip cu câteva teste în viitor, poate chiar în clipurile care o să urmeze. La sfârșit am promis că o să vă spun și ce anume nu îmi place la acest pendular. Mi se pare că este lucrat destul de neglijent. Surprinderea mea este că este un model fabricat în Marea Britanie. Am văzut că de obicei acolo se produc și astea 180 și 182. Finisajele exterioare sunt foarte, foarte neglijent îmbinate. O să vă las și vouă câteva imagini pe ecran să vedeți, să-mi spuneți, poate că exagerez eu, poate că nu. Însă eu consider că la un brand de top, cum se pretinde a fi Makita, astfel de detalii de îmbinare nu pot fi acceptate. Deci eu nu cred că e posibil să pretinzi a fi unul dintre cele mai tari branduri în materie de scule și unelte și să faci astfel de lucrări. Deci nu este acceptabil așa ceva de la Makita. Nu cred că poate fi acceptabil. Eu unul refuz să cred că Makita nu e în stare să facă niște carcase tăiate foarte bine. Au trimis oamenii, nu știu, sateliți pe Marte să exploreze solul marțian și să recolteze de acolo probe și să vadă ce cutremure sunt, la ce adâncime și de ce frecvență, și băieții ăștia de la Makita nu sunt în stare să facă, să taie niște
carcase într-o matriță, în așa fel încât să nu existe bavuri, să nu existe topiturile astea urâte la îmbinări și așa mai departe. Adică mi se pare un lucru, eu înțeleg și partea asta, scula trebuie să facă treabă, trebuie să mă țină și să-mi scot banii cu ea. Ok, dar totuși nu mi se pare normal, nu mi se pare corect, adică pretinzi a fi un brand de top, nu? Adică tu faci una din cele mai variate game de scule de pe piață și te pretinzi a fi printre producătorii de top ai lumii. Și chiar este, pentru că are cele mai mari vânzări din toată lumea. De asta pentru mine este cumva ireal, un pic, nu știu, am rămas un pic șocat când am văzut în ce fel este lucrat acest pendular și să știți că nu este singurul exemplu de la Makita, dar ăsta este modelul pe care l-am văzut cel mai urât lucrat dintre toate uneltele de la Makita pe care am pus eu mâna vreodată. Deci mi se pare ceva extraordinar. Să nu fii în stare să faci niște îmbinături, cât de greu poate să fie să iei două carcase tăiate frumos, drepte, în matriță și să le îmbini în așa fel încât rezultatul să fie unul aproape perfect. Pentru că se poate face, adică nu e știință, nu e fizică cuantică, nu știu cum să vă spun. Las la aprecierea voastră să-mi spuneți dacă eu exagerez sau nu. Deși, sincer să fiu, cam puțin mă interesează dacă voi considerați că eu exagerez sau nu, eu consider că nu exagerez, însă toate lucrurile astea sunt părerile mele subiective și e cumva și firesc să fie așa, pentru că unealta este pentru mine, eu o voi folosi și în calitate de beneficiar al ei pot să fac și laude și pot să și critic produsul pe care l-am achiziționat. Ca atare, ăsta este fierăstrăul pendular DGV180 de la Makita. Sper că am reușit să fac un clip cât de cât interesant și că am reușit să vă țin aici până la acest minut să îmi urmăriți acest video. O să fac, bineînțeles, și niște teste, pentru că și eu sunt foarte curios să văd cum se descurcă, în special în lemn. O să-l folosesc cel mai probabil și la tăiat de ceva tablă. Cred că s-ar descurca foarte bine cu pânzele pentru tablă. Pe mine sper să mă ajute foarte mult, în special la lambriu și că ceva de genul ăsta, OSB, acolo unde vreau să tai în deplin confort, să nu stau să car după mine fire, cabluri și așa mai departe. Ăsta a fost și scopul pentru care l-am luat. Așadar, o să-l vedeți la treabă într-un clip viitor. Până atunci, eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video și vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!